pompierii gorjeni au fost invitați la sediul Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități, acolo unde cei mici au sărbătorit în avans ziua de 1 iunie. Aceștia au urcat pe scena specială amplasată, unde au cântat și au spus poezii. Reprezentanții ISU au fost vizibil emoționați la fiecare prezență de pe scenă. Pentru că se apropie ziua copilului, Complexul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități din Târgu Jiu s-a îmbrăcat în haine festive și a organizat o frumoasă sărbătoare pentru cei mici. Ne-am alăturat și noi acest oameni minunat care fac atâtea lucruri frumoase pentru acești copii și am încercat și noi să le facem o bucurie, să-i entuziasmăm și să le aducem zâmbete de buze. Noi este prima vizită noastră la acest centru, ne-am făcut deja prieteni aici, copiii ne cunosc și nu mai sunt strijeniți în a-și manifesta curiozitățile. Vom încerca și pe viitor să fim cât de des putem alături de acești copii, pentru că bucuria lor reprezintă o bucurie și pentru noi. La final, sărbătoriții au primit un tort făcut special pentru ei. La mulți ani, copilărie, la mulți ani, vis de copii, activitatea de astăzi poartă denumirea asta, vis de copii.